Mâine, de ziua imnului național al României, Ministerul Apărării Naționale, prin comandamentul Garnizoanei București, în colaborare cu Primăria Capitalei, organizează în Piața Tricolorului o ceremonie militară. Organizatorii anunță că, pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat astfel. Întreruperea circulației rutiere, în intervalul 8-10 pe Calea Victoriei, între intersecția cu strada Ion Câmpineanu și intersecția cu bulevardul Regina Elisabeta. De asemenea, circulația rutieră va fi întreruptă în intervalul orar 6-10 pe strada Constantin Mile.